Lăudați fie Iisus, bine v-am regăsit la buletinul de știri Maria TV din această săptămână. Miercuri 4 septembrie 2024 a avut loc deschiderea oficială a celei de-a 15-a ediții a INTC la Cheile Grădiștei, județul Brașov. Evenimentul, organizat de Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș, reunește tineri din întreaga țară sub tema Cei care speră în Domnul merg fără să obosească, propusă de Papa Francisc. Programul include momente de rugăciune, cateheze și activități de comuniune, fiind o ocazie deosebită de aprofundare a credinței pentru participanți. Credincioșii din Arhidieceza de București sunt invitați pe 7 septembrie 2024 la un pelerinaj la Sanctuarul Regina Carmelului din Balotești. Traseul include rugăciuni, cântări și oportunitatea de spovadă. Evenimentul se încheie cu o sfântă liturghie solemnă și oferirea indulgenței plenare. Pelerinajul va avea loc indiferent de vreme, iar participanții sunt sfătuiți să se pregătească adecvat de drum, inclusiv cu apă, prânz la pachet și echipament de ploaie. Înscrierile se fac la parohii. Pe 26 august 2024 s-a încheiat tabăra națională de formare misionară din Sarasău, Maramureș, care a reunit 130 de copii și adolescenți misionari din diferite dieceze ale țării. Sub tema Mergeți și chemați pe toți la ospăți, inspirată de mesajul Papei Francisc pentru Ziua Mondială a Misiunilor, participanții au fost implicați în activități de formare, cateheze, rugăciuni și jocuri. Tabăra a culminat cu vizite la Memorialul Durerii din Sighetul Marmației și Cimitirul Vesel din Săpânța, oferind tinerilor o experiență educativă și spirituală profundă. Conferința Episcopilor Catolici din România se va desfășura între 24 și 26 septembrie 2024, oferind credincioșilor ocazia rară de a participa la liturghiile prezidate de toți episcopii catolici din țară. Programul celebrărilor liturgice include Sfânta Liturghie de Deschidere pe 24 septembrie la ora 18:30 la Catedrala Greco-Catolică Coborârea Spiritului Sfânt din Lugoj, o liturghie în rit bizantin pe 25 septembrie la Timișoara și o liturghie în rit latin pe 26 septembrie la Biserica Millennium din Timișoara. După o pauză de câțiva ani, Baia Mare revine în centrul atenției muzicii corale din România, găzduind cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional Coral Liviu Borlan. Evenimentul se desfășoară timp de 3 zile la Colegiul de Artă din Baia Mare și include concursuri și concerte în diverse biserici din oraș. Festivalul va culmina sâmbătă, 7 septembrie, cu gala laureaților la Biserica Sfânta Cruce din Baia Mare. Joi, Papa Francisc a oficiat Sfânta Liturghie pe stadionul Gelora Bung Karno din Jakarta, Indonezia, în fața a peste 100.000 de credincioși. Pontiful a încurajat catolicii să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în momente de oboseală și dezamăgire. Intrând pe stadion, într-un scaun cu rotile, el a fost întâmpinat de ovații puternice. Evenimentul face parte din cea de-a 45-a călătorie apostolică a Papei în Asia de Sud-Est și Oceania. Aici se încheie această ediție a buletinului de știri Maria TV. Vă dorim un sfârșit de săptămână binecuvântat!